Mincu murise, sau era foarte bolnav în 1911, un an mai târziu avea să moară, deci, sfârșit, proiectul lui, cum spun, s-a pierdut, din păcate. Nu se știe exact cine a făcut acest proiect, dar se știe foarte clar trimiterile care s-au făcut de către consilierii primăriei la modelul parcului Monceau de la Paris. E foarte posibil ca Mincu însuși, care și-a făcut studiile la Paris, a fost un eminent student al Școlii de Belle Arte, să fi cunoscut foarte bine modelul și să fi propus el însuși așa ceva. Mă rog, cercetătorii în domeniul istoriei arhitecturii poate vor avea în viitor, vor avea norocul să găsească urme ale acestui proiect. Deci, modelul parcului Ioanid a fost o premieră, un model care a fost preluat apoi din 1914 cu succes pentru alte modele de lotizări ale Bucureștiului. Jianu, lotizarea Culcer, Bonaparte, în nordul capitalei. În această formulă este singulară, deci un cartier de locuințe grupat în jurul unui parc. Sigur, mai există ceva care se chema Parcul Bonaparte sau Parcul Filipescu. Deci sunt două zone din București pe care bucureștenii le cunosc mai degrabă prin numele străzilor, deci Alea Alexandru, Alea Modrogan și așa mai departe, care se chemau parc, cum spuneam, dar tipologia este un pic diferită. Dar ceea ce a făcut ca acest cartier să se cheme parc sau alte cartiere similare este faptul că era o vegetație bogată. Deci, curțile aveau o dimensiune care permitea plantarea arborilor și astfel aceste cartiere sunt percepute astăzi ca niște zone înverzite. Nu putem să nu remarcăm preocupările edililor pentru modernizarea și apropierea de modul de viață occidental al capitalei noastre. Dar important este că a existat o gândire de la bun început cu un regulament care să impună anumite condiții de construire. Și, cum spuneam, este extrem de interesant felul în care s-a realizat această lotizare, ceea ce mie mi se pare foarte important și poate că un lucru din care edilii de astăzi ar putea să învețe foarte mult este voința politică pe care primarul de atunci al Bucureștiului, Vintilă Brătianu, a avut-o ca să ducă lucrarea la bun sfârșit. Foarte important pentru că este o premieră de succes, gândindu-ne că în perioada aceea, 1909-1910, când a fost conceput proiectul, legislația urbană nu exista practic. Un proiect de sistematizare al Bucureștiului fusese început în 1896, preluat de-abia în 1914 și dus la bun sfârșit de-abia în 1921. Cântați În planul secund avem Vila de Șliu, amplasată pe parcela numărul 16, vilă construită după planurile arhitectului Ernest Donneau, iar în prim plan este una din cele mai spectaculoase și singulare vile, Vila doctorului Herescu, amplasată pe parcela numărul 17 și concepută după planurile arhitectului Grigore. Într-un stil romantic, cu elemente neogotice, și cu această decorație, cu lemnărie aparentă, ce amintește de burgurile din Normandia. Una din cele mai impunătoare case ar fi casa de pe lotul 1, lotul de colț, între Bulevardul Dacia și Strada Polonă, casa familiei Geblescu, care erau arendași, făcută de arhitectul Petre Antonescu. Foarte bogat decorată, în stilul Napoleon III, cu pavilioane, cu un acoperiș foarte înalt la mansard, cu lucarne decorate și oculuși, sau ochi de, acele mici lucarne, ochi de bou.
încadramentele ferestrelor, cu ghirlande, feronerie. Are foarte interesant un portic în care aștepta sau oprea caleașca. Și aici iar este interesant pentru că am găsit niște procese verbale în care proprietarii de la loturile numărul 1, familia Geblescu, lotul numărul 16, familia de Șliu și lotul numărul 17, doctor Herescu, cereau o retragere mai mare de 4 metri față de stradă, special motivând accesul cu caleașca în curte. Mai există casa de la numărul 14, o descoperire, casa inginerului Crețu, în care a trăit celebru violonist și dirijor Ion Voicu, decorații elegante de factură clasicist franceză. Casă construită de arhitectul Ernest Donau, arhitect care a studiat arhitectura la Ecole de Beaux-Arts la Paris, venit în țară, construiește în prima perioadă case în stil clasicist francez. Se inspiră foarte mult din acele hoteli particuliere din Paris. Ca elemente interesante ar fi, în primul rând, sera, care în colțul care unește cele două, fațada către parc de fațada laterală, iar apoi încadramentele ferestrelor, ferestre în arc, în forma mânerului de coș. La etaj avem acele port-fenetre, iarăși tipic franțuzești. Foarte speciale sunt grilajele și gardul transparent din grilaj din fier cu arabescuri rocai pe soclu de zidărie, soclu foarte jos. Fiecare casă era obligată de a avea către parc o portiță și aici este un caz fericit în care această portiță s-a păstrat către grădina publică. Cântați fiorilor. Realizarea acestui ansamblu a dat naștere unor intervenții urbane de mai mare anvergură la nivelul orașului. Una a fost deschiderea străzii Dumbrava Roșie, care lega strada Polonă de strada Aurel Vlaicu. Dar cea mai importantă a fost realizarea proiectului pentru bulevardul Dacia, actualul bulevard, care era gândit să unească zona de nord cu zona de est a orașului, mai precis gara de nord cu gara Obor, gara de est, care în acea vreme era o gară importantă pentru București. Interesant este cum a fost început realizarea proiectului și anume s-a început cu tronsonul în care evident primăria era proprietară. Deci în zona Parcului Ioanit, tronsonul de la mijloc, dintre strada Aurel Vlaicu și strada Polonă. Iar în spate avem fosta casă Olănescu, construită cam prin perioada 1912, iar din 1923 funcționând Institutul Francez la București. Este o casă construită după planurile arhitectului Oscar Mauch, în stil clasic francez. De asemenea, regăsim o organizare simetrică a fațadei cu cele două pavilioane decroșate în colțuri și un amplu acoperiș cu lucarne tip mansard. Cântați fiorilor. Ținta noastră sunt edilii în primul rând, arhitecții în al doilea rând, dar ei până la urmă răspund unei comenzi. Deci dacă nu există terenul respectiv și dacă nu există voința până la urmă politică de a crea astfel de ansambluri, lor nu le este la îndemână. Deci trebuie să aibă această comandă. Deci ne gândim la primari care ar putea să vadă interesul. Dacă citesc și textul și văd trimeterile pe care le-am făcut la modele contemporane,
cu atât mai bine. Deci realizarea acestui ansamblu reprezintă în prezent o mărturie vie despre o epocă de înflorire și un mod de viață foarte apropiat de cel occidental de la începutul secolului 20. După aproape 100 de ani, putem să spunem că ansamblul funcționează perfect, este coerent la nivelul foarte bine legat și amplasat la nivelul orașului și considerăm că poate reprezenta un model de urbanism încă viabil, ce poate fi preluat cu succes în orice intervenție urbană, modernă. Ideea de parc, de spațiu verde, înconjurată de elegante locuințe. Parcul Ioanid, cu variantele lui contemporane, deci sunt modele de urmat, doar și poate. Ambele exemple pe care le-am dat la Paris au generat mai întâi un parc, iar în jurul locuințe, deci pe de o parte orașul a câștigat acest spațiu care este un spațiu public, iar pe de altă parte locatarii stau în niște case cu un standard foarte, foarte ridicat. Bucureștiul meu iubit, ce-ai făcut de mai vrăjit? București, București, fratele meu ești, București, București, tu să ne trăiești. București, București, frate, București, București, București.